Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția săptămânală a emisiunii Între Plus și Minus, împreună cu domnul Dragoș Danubianu. Bun găsit, domnule Danubianu. Cinci subiecte, fără doar și poate primul este cel referitor la faptul că a venit în județul Suceava, mai precis la Vicovu de Sus, pentru inaugurarea punctului de trecere a frontierei spre Ucraina, premierul României, domnul Ciuc, alături de omologul său, premierul ucrainean. Conferință de presă astăzi, joi, conferință de presă acolo în punctul de trecere a frontierei. Urmărim de acolo și declarații, dar și comentăm acest subiect, pentru că subiectul al doilea este cel referitor tot la graniță, la un alt punct de trecere a frontierei. Președintele Gheorghe Flutur a mers tot săptămâna aceasta, de data aceasta la izvoarele Sucevei, pentru a face vorbire și despre drumuri care duce în vama de acolo, dar și în investiția ce urmează să fie făcută la acel punct de trecere a frontierei. Punctul al treilea de discuție este cel referitor la faptul că în județul Suceava jumătate din școlile județului se încălzesc cu lemne. Aproape că este destul de comun pentru noi, doar că la nivel național județul Suceava este primul pe țară la numărul de unități de învățământ și la felul în care ele sunt încălzite. Și atenție, nu neapărat cu centrale pe lemn, ci la modul braț de lemne, sobă de teracotă în fiecare școală cu focuri pornite de regulă în jur de ora 5 jumătate, 6 dimineață, în special iarna. Al patrulea subiect este cel referitor la faptul că este promovat turismul bucovinean în lume, în ce manieră și cu ce rezonanțe, comentăm imediat, și vom vorbi, firește, și despre fosele septice din țara asta, care sunt luate la puricat de către nu știm încă cine, comisarii de mediu, de către autoritățile publice județene, ori de către autoritățile publice locale. Mă gândesc că toți ar trebui să aibă la purtător câte un bordăhău, pentru că e foarte necesar în condițiile în care nu știu dacă 10% din oameni de la țară au canalizare ori fose septice. Probabil că este vorba despre altceva, vorba de impozite, dar vom vorbi și despre acest subiect imediat. Mai întâi, haideți să urmărim declarațiile premierului Ciucă la Vicovu de Sus, declarații făcute astăzi, pe 10 noiembrie, și ne întoarcem. Domnule prim-ministru Șmihal, doamnelor și domnilor reprezentanți ai autorităților locale din România și Ucraina, doamnelor și domnilor premier-ministre, șanovni pani ta panovi, șanovni представники місцевих органів влади з України та Румунії. Mă bucur foarte mult să îl revăd pe premierul Ucrainei după ce am avut prima întâlnire la Kiev în 26 aprilie anul acesta. Я дуже радий бачити знову прем'єр-міністра України тут. Це друга наша зустріч після того, як відвідав Київ 26 квітня цього року. Și mă bucur de asemenea să participăm împreună la acest eveniment de deschidere a punctului de trecere a frontierei dintre România și Ucraina. Я особливо радий тому, що для нас є нагода взяти участь у відкритті цього пункту пропуску на українсько-румунському кордоні. Este un eveniment plin de semnificație, așa cum a subliniat și domnul prim-ministru, care atestă relațiile și solidaritatea dintre țările noastre. Це подія, яка є символом, є символічною подією, але в той же час вона підтверджує той рівень довіри і солідарності між двома країнами. Într-adevăr, este primul punct de frontieră care se deschide după mulți ani, se redeschide după mulți ani între țările noastre. Și nu este doar un punct de trecere a frontierei între România și Ucraina, ci este un punct de trecere a frontierei între Ucraina și Uniunea Europeană. Дійсно, це перший пункт пропуску, який ми відкриваємо за останні декілька років. І цей пункт пропуску не є просто пунктом пропуску між Україною та Румунією. Це є пунктом пропуску між Україною та Європейським Союзом. În aceste momente deosebite prin care trece Ucraina, momente tragice, odată cu declanșarea agresiunii Federației
ruse, avem nevoie ca împreună să dăm dovadă de solidaritate și unitate. У ці складні часи, через які проходить Україна у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України, ми поряд з вами і ми маємо демонструвати солідарність з Україною. Și pentru că am vorbit de rolul pe care îl joacă țările noastre și de rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană, dați-mi voie să salut prezența domnului Antti Hartikainen, care este șeful misiunii Uniunii Europene de asistență în Ucraina. Оскільки нам допомагає у великій мірі Європейський Союз у розбудові нашої інфраструктури, дозвольте представити вам представника консультативної ради Євросоюзу. Și să-i mulțumesc domniei sale și echipei pe care o conduce pentru modul în care s-au implicat pentru fluidizarea și pentru punerea în aplicare a deciziilor luate la nivelul Uniunii și între țările noastre. І хотів би висловити особливу вдячність представникам Євросоюзу за їх імплікованість, за їх участь у процесі активізації прикордонного руху в ці складні часи. Deschiderea unui nou punct de frontieră înseamnă practic facilități pentru un tranzit mai lejer atât a cetățenilor cât și a bunurilor. Відкриття нового пункту пропуску забезпечує нові переваги як для пасажирського руху, так і для експорту, для вантажного руху через кордон. Мобілітата персонелор і бунурілор în acest момент pentru Ucraina capătă relevanță vitală. Переміщення через кордон вантажів для України є дуже важливим на сьогоднішній день. Afirmă că are semnificație vitală, relevanță vitală, pentru că în condițiile în care după 24 februarie agresiunea ilegală, premeditată și neprovocată a Федерації Руси в Україна. Особливо важливо, тому що починаючи з 24 лютого, починаючи з агресії Російської Федерації проти України, агресії нелегальної і немотивованої, produce efecte și consecințe dezastroase pentru cetățenii ucraineni și pentru guvernul ucrainean. Ця агресія має негативні наслідки як для народу України, так і для уряду України. Și putem să vedem care sunt implicațiile atât asupra statelor vecine, cât și asupra întregului continent. І ми можемо побачити, що ці наслідки мають вплив і впливають в тому числі на сусідні країни. Ca atare, Ucraina are nevoie de solidaritatea noastră. Ucraina має потребу в нашій солідарності. Are nevoie în aceste clipe de sprijinul pe care comunitatea internațională poate să îl acorde. Ucraina має потребу у підтримці усього світу, цивілізованого світу, у підтримці, яка має надаватися усім світом. Mă refer în mod deosebit la comunitatea internațională care împărtășește aceleași valori: libertate, demnitate, lumea internațională bazată pe reguli, valorile lumii internaționale bazate pe reguli și, desigur, dreptul fiecărui stat, dreptul suveran de a-și decide singur viitorul. Я коли говорю про цивілізований світ, про країни, які допомагають Україні, маю на увазі країни, які розділяють ті ж цінності, що і ми всі. Гідність, взаємоповага, повага до міжнародного права, повага до правил, які діють в цивілізованому світі. Румунія a fost alături de Ucraina încă din primele clipe ale declanșării agresiunii.
Румунія була поряд з Україною ще з перших днів початку агресії. Și doresc să folosesc și acest prilej pentru a mulțumi cetățenilor români care au dat dovadă de empatie și solidaritate deplină. Хочу використати цю нагоду і висловити вдячність і громадянам Румунії, які відкликнулися і почали допомагати сусідній державі. Și desigur vreau să mulțumesc instituțiilor care au înțeles care le este responsabilitatea și au întreprins demersuri care să facă în așa fel încât să putem să participăm la astfel de evenimente ca cel de astăzi. Domnule Dan Obianu, până la urmă, punctul acesta de trecere a frontierei era un punct care trebuia deschis undeva de primvară, dar din motive care țin, am înțeles noi, de mai mult de partea ucraineană, a fost o prelungire de câteva săptămâni bune. E bine că s-a deschis, doar că orice plus are și minus. Bineînțeles, finalitatea, întrebarea este finalitatea. Da, oricum, întâlnirea, deschiderea acestui punct de frontieră la între Vicovul de Sus și Krasna din Ucraina, a prilejuit o interesantă întâlnire între Ciuc al nostru și Șmihal al lor, adică primii miniștri. Sigur, o întâlnire la un alt nivel. Da, deci ceea ce spune mult despre felul în care se lucrează pe această colaborare transfrontalieră e faptul că acest punct, ce spunea domnul Șmihal, acest punct este primul punct de frontieră construit de la zero din 1999 încoace. În ce an suntem? 2022. Deci îți dai seama ritmul cu care s-a lucrat pe o chestiune care la momentul respectiv, în 1999, fusese stabilită. Vreo 7 puncte trebuiau să se facă. Nu s-a făcut mare lucru. Dar numai că nu s-a făcut mare lucru, ci sunt în întârziere sau sunt de calitate îndoielnică, drumurile care conduc spre aceste puncte de trecere. Infrastructura de până acolo, da, poate să fie bună o problemă. Oare, în legătură cu ceea ce este acolo la Vicovul de Sus, la Vicovul de Sus nu vor putea trece autotrenurile tonajul mare. Deci exact problema care doare acum, pentru că știi bine că sunt cozi de 40 de kilometri dinspre Ucraina, spre România, la Siret Porumbului și de vreo 12 kilometri cu cele goale care sunt. Deci astea de pe la Bălcăuți sunt mici, față de cei de la Porumbului în deal. Deci practic pe acolo nu vor putea, că infrastructura nu permite, mai mult decât atât, probabil că încă acest punct de la Vicovul de Sus Krasna nu are și o altfel de infrastructură ca să permită să se intre cu marfă, pentru că asta presupune vamă, presupune punct de poliție de frontieră, deci nu este simplu să ai așa ceva, trebuie să ai o legătură online pentru partea de poliție de frontieră și lucrurile sunt complicate, nu mai spun că presupune un personal destul de numeros și cheltuieli aferente. Bun. Chiar dacă prin reducere la absurd am spune că se poate trece cu camioane de mare tonaj, în condițiile în care podul de la Mirișăuți este închis încă vreun an de zile, că nu scăpăm noi mai repede, până nu ai făcut nimica, pentru că tot înghesui în partea cealaltă. Sau, mă rog, ai zice că ar scădea presiunea acolo pe punctul de trecere. Realitatea este că singurul punct care într-adevăr ar putea să, din frontiera română-ucrainană, să ușureze, da, să ne salveze puțin, este Racovăț din județul Botoșani. Ăla de la Racovăț, care ar putea să preia mult, plus că deja Botoșanul se apropie de modernizarea drumului până în drumul modernizat ăla de la București la ea. Deci s-ar putea intra pe acolo, trece pe lângă Botoșan și să intre undeva pe între Iași și Pașcan, să intre pe drumul modernizat. Și asta ar fi un mare câștig, atunci s-ar intra pe două părți și sigur că s-ar și circula. S-ar mai debloca puțin. Deci pentru, până la urmă, este frumos să spui că acum se zice, vom avea în curând vreo 7 puncte de trecere ale frontierei, toate care fusese creionate cu ani în urmă și care au și funcționat, dar în marea lor majoritate sub aspectul micului trafic. Mergeau ai noștri din zona, nu știu cât, 30 de kilometri de la punctul ăla sau, nu știu, poate chiar mai puțin, aici nu știu exact cât,
și treceau în partea alaltă și duceau cu sarsanaua în măr. Da. 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 Acum, ce să spun, practic, singurul lucru interesant este, și cu asta închei subiectul, că de fapt a fost așa, o trească prietenie între poporul nostru și poporul vostru, cam acolo se află. A fost solicitarea venită, exprimată de domnul Denis Smihal către România, ca România să declare Federația Rusă ca stat terorist. Asta e foarte interesantă. Chestiunea, că asta s-a vehiculat prin Ucraina, a cerut multora, inclusiv prietenului strategic american. Și da, probabil că asta face noi parte într-o declarație comună, că nu se găsește România acum să înceapă. Da, oricum nici nu cred. Iar curajosul Ciucă nu cred că se apucă. Noi, bine, haideți să vedem. Politica noastră externă e politica ghiocelului. Altora externă. Da, mergem mai departe la izvoarele de Sucevei de la Vicov, pentru că și acolo au fost semnate niște lucruri, parafate niște înțelegeri. Haideți să urmărim materialul. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat astăzi contractul de lucrări pentru modernizarea drumului Izvoarele Sucevei până în granița cu Ucraina la Șepit. El a spus că lucrările de modernizare a drumului se fac printr-un proiect cu finanțare europeană, finanțat în cadrul programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier. El a arătat că acesta este al treilea punct de frontieră care se pregătește în județul Suceava la granița cu Ucraina, după cele de la Vicovul de Sus, care se va deschide zilele acestea, și cel de la Ulma cu Rusca. El a mai adăugat că punctul de trecere a frontierei va fi destinat pentru început mașinilor de capacitate mai mică, însă drumul este proiectat și pentru traficul mașinilor de mare tonaj. E și o zi istorică și un loc istoric. Suntem în punctul de frontieră de la Izvoarele Sucevei. Dincolo este și potele Sucevei, Șepit, din Ucraina. Pe traseul pe care astăzi am semnat modernizarea drumului care leagă România de Ucraina prin acest punct, e și constructorul de față. Mai avem 3 km de asfaltat aici, până în punctul de frontieră, și de construit un punct pentru administrarea frontierei. O investiție pe banii europeni, așteptată de mult, și sunt convins că după ce se va deschide acest punct va fi o circulație intensă, pentru că și de o parte și de alta sunt oameni cunoscuți, sunt rude, sunt zone turistice minunate și în Putila, aici aproape de graniță în Ucraina, și la noi spre fundul Moldovei, Câmpul Lung Moldovenesc. Partea ucraineană au un proiect în oglindă cu noi, tot pe banii europeni, tot modernizare. Deja și dumnealor au început modernizarea drumului. Este al treilea punct de frontieră pe care îl pregătim în județul Suceava cu Ucraina. Primul la Vicovul de Sus, care se deschide zilele acestea. Al doilea este la Ulma cu Rusca și al treilea este cel de aici, unde suntem noi astăzi. Și am bucuria că cei de la firma de construcție ne-au anunțat intenția de a termina în mai puțin de un an. Deci poate la anul pe vremea asta să venim la recepția finală, și sunt convins că și partea ucraineană, care a fost azi prezentă, tot atunci vor fi și ei gata ca să putem să fim funcționali. O veste bună și ce pot să mai spun aici? Când citim istoria, ne gândim la Ciprian Porumbescu din șipotele Sucevei. Și că nu departe de aici este bisericuța unde s-a născut și a fost botezat. Aici modernizarea pe care o facem noi va permite și mașinilor mari să treacă, adică dacă ne referim la capacitatea portantă a drumului. Dacă mă întrebați pe mine, pentru început cred că va fi tot ca la Vicov, pentru mașini cu capacitate mai mică, cu greutate pe osie mai mică, după aceea mașinile mari. Dar el trebuie proiectat pentru a suporta și tiruri prin acest punct de frontieră. Și din punctul ăsta de vedere, drumul este proiectat așa. Da, mulțumim! Da,
nu ați văzut declarație, cadru beton. Da, păi deja ne-am obișnuit Gheorghe Fluturc să vină, să umble pe tăpșanurile, dar să spună ce frumos și ce bine va urmează să fie. Deci tot e la modul viitor. Până una alta se va face o chestiune strict necesară, că practic a deschide acea trecere de la izvoarele Sucevei la Șepit înseamnă să faci o bucată de drum de vreo 3 km. Și iată că pe programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, deci sunt fonduri care au fost până în 2023, ele pot fi translatate, se va face acest al treilea punct de frontieră care se pregătește. Ăsta este abracadabra, că cine se duce până la izvoarele Sucevei, dacă mergi până la izvoarele Sucevei, îți trece pofta de a mai merge pe drumurile. Pe partea română, dar nu te ce pe acolo. Îți dai seama ce pe partea Ucraina. Altă. Mă rog, sunt niște bani, vin, se fac și cu asta. Cred că aici chiar nici măcar nu se gândește cineva să meargă cu autotrenuri pe acolo, să meargă cu biciclete, triciclete și... Sau cu dron. Sau cu dronele. Mai mult cu dronele pe acolo. Da, foarte frumos, bine, Flutur a prezentat o melodramatică pe aici, unde a fost Ciprian Porumbescu și la. Da, dar n-am putut filma, nu s-a putut filma biserica unde a fost. Nu s-a putut, că n-a avut cum să ajungi pe acolo, că mergeai prin pe alt teritoriu. Pe alt teritoriu, da. Dar dă bine, știi, dă bine la public, domnule, uite, a fost și îți dai seama ce frumos o să fie când o să mai fie, când bun. O să mergi pe drumurile noastre până la izvoarele Sucevei, vei trece la Șepici și vei căuta biserica unde vezi, Doamne, a fost. Dar granița cu Ucraina, o înțeleg, dar granița cu județul Botoșani prin Hânțești spre Bucecea, tot drum județean este. E un poduleț acolo. Dar cum treci podul, ai covor asfaltic la intrare în Bucecea. Asta este județul Botoșani, surpriza este că județul Botoșani a început să ne ia unde stătea foarte rău la drumurile județene. Ca apropo de să expune președintele Fluturi. Da, s-a expus la drumul ăsta 29-a care leagă județul Suceava de județul Botoșani spre Dorohoi, absolut necesar și care la fel de mult făcut de mult perfect. Vulcanizat aiurea, a făcut o panoramă de drum era. Am mers destul de des pe zona aia și era o tragedie până unde exact, până la locul în care intrai în județul Botoșani. Până la vârful de câmpului. Unde era foarte bun exact. Până în Dorohoi. Pe urmă a mai avut o declarație pe zona ta Hârtop Vulturești. Da, căcică, nota bine, căcică hai să schimbăm denumirea localității Valea Glodului, că e cu Valea Asfaltului de acum, nu da, mai e cu Valea Glodului și e de bine. Da, o să fie Valea Asfaltului Găuriți. Da, mai sunt niște drumuri județene de lucrat. Multe, deci din nefericire județul Suceava, sigur, într-un câtva explicabil în măsura în care are o rețea foarte amplă de drumuri județene, dar se află într-o situație proastă în raport cu alte zone care înainte erau vai de mama lor. Și zic drumurile județene din Sălaj care le-am văzut. Da, dau clasă celor din Suceava. Dacă nu continuă frăția între PNL și PSD, niciodată nu va fi făcut drumul între PSD-istul primar de la Grănicești cu PSD-istul primar de la Satu Mare, că vorbea președintele Gheorghe Fluturi exact despre treaba asta. Un drum care astăzi este criblură, piatră. Mi-e greu să cred. Cum n-ar trebui să fie, da. Da, da, o să vedem. Mergem mai departe și vorbim despre faptul că lemnele rămân baza la încălzirea școlilor în județul Suceava. Urmărim materialul. În aproape 7300 de școli și grădinițe din România, încălzirea este asigurată cu centrale termice pe lemne sau sobe, potrivit datelor Ministerului Educației, date obținute la solicitarea EduPedu. Raportat la numărul unităților de învățământ care au funcționat în anul școlar 2020-2021, acest lucru înseamnă că peste 42% din școli și grădinițe sunt încălzite cu lemne. Cele mai multe unități de învățământ care folosesc lemnele sau
sau cărbunii pentru încălzire sunt în județul Suceava. 541 din 725 de unități de învățământ se încălzesc cu centrale termice pe lemne sau sobe. Iașiul este al doilea județ cu cele mai multe unități de învățământ care folosesc lemnul sau cărbunele. În Iași sunt 416 unități de învățământ, iar în Botoșani 391 de școli și grădinițe au centrale termice pe lemne sau sobe. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a verificat la începerea anului școlar curent dotarea școlilor cu combustibil în vederea asigurării căldurii pe perioada lunilor ce urmează. Inspectorul Școlar General Grigore Bocanci, șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a spus că unitățile de învățământ care au centrale pe lemne sau sobe sunt aprovizionate corespunzător cu combustibil, deci nu ar trebui să existe probleme în sezonul rece. Cele care nu sunt racordate la utilități trebuie să își gestioneze consumul de gaz să nu ajungă în situația în care să aibă de plătit facturi uriașe. Da, chiar așa rău să fie, domnule Danumianu. Dacă suntem pe primul loc la în ceea ce privește unitățile școlare, la cele cu buda în fundul curții și fără neautorizate ISU și DSP, de ce n-am fi pe primul loc și la numărul de școli din județul Suceava, 541 din 725, în situația în care ele sunt încălzite cu lemne? Problema neplăcută și jenantă într-un fel este legată de faptul că aceste școli, în marea lor majoritate, sunt încălzite cu lemne pe sistem cu foc, cum cu sobă sau cu godin. Cu bătrai la godin. Exact. Și atunci trebuie să faci în fiecare clasă, trebuie să faci foc. 10 și focuri. E lucru cunoscut că astea au o eficiență energetică mult mai scăzută și termică decât cele care sunt cu centrale pe peleți sau altfel de centrale. Deci, practic, dezinteresul autorităților publice locale și județene față de infrastructura școlară se vede încă o dată limpede în această situație și, sigur, nu ne rămâne decât să îi credem pe cuvânt deocamdată pe cei de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, care n-au nicio vină că nu ei se ocupau de investiții pentru centrale sau asta, dar care spun că au verificat și că cele care au, puținele care au centrale pe lemne, sunt aprovizionate corespunzător cu peleți sau lemne ce sunt, deci nu ar trebui să existe probleme în sezonul rece. Bine, se atrage atenția celor care sunt acordate la alte utilități, în principal la cele cu centrale pe gaz, unde li se spune să nu ajungă în situația în care să aibă de plătit facturi uriașe, dar ăștia n-au nicio vină, că doar nu o să stea în frig. Problema este că autoritățile publice n-au fost încă incluse în acea categorie, cum sunt consumatorii casnici sau alte instituții care vor beneficia până în martie de un preț plafonat la energie electrică și la gaz. Și atunci n-au cum să facă chestia asta. Corect. Da, turism românesc promovat în lume. Urmărim materialul preluat din InfoPlus. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că reia participarea la târgurile de turism internaționale și va promova România la târgurile de la Londra, Varșovia și Barcelona în perioada următoare. După mai bine de 6 luni de pregătire de achiziții publice, în parteneriat cu Consiliul de Brand Turistic Național, suntem mai pregătiți să reprezentăm interesele țării noastre la cele mai mari târguri de profil. Alături de comunitățile de români din cele 3 state și de antreprenorii din țară, ne dorim să atragem un număr cât mai mare de turiști străini în țara noastră, mai ales că avem argumente imbatabile, de la resurse naturale paliative la ecoturism, turism rural, city break-uri și festivaluri recunoscute la nivel internațional. Mult succes tuturor expozanților români, a declarat Constantin Daniel Cadariu, ministru antreprenoriatului și turismului. În perioada 7 noiembrie-9 noiembrie, împreună cu peste 30 de reprezentanți ai asociațiilor de profil și ai autorităților
afacerilor locale din România, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului este prezent la Târgul de Turism din Londra, organizat în format business to business. Printre acțiunile organizate la standul României sau în cadrul târgului se menționează prezentarea destinației turistice România către cei mai mari tur operatori de turism prezenți la târg, moment artistic realizat de Subcarpați și dezbaterea Crafting Influencers Woman Edition alături de 6 antreprenoare din diaspora românească. În cadrul standului României la Târgul de Turism din Londra participă reprezentanți ai mai multor asociații de profil și ai autorităților publice locale, printre care și Consiliul Județean Suceava. E pe bază de folclor și de dansuri, domnule Dan. Da, nu ca de obicei la orice târg. Mai ales ăsta de la Londra e wow. Avem această marotă a Nepomova cu niște chestii care de multe ori pentru turiștii occidentali, că ăștia sunt cei mai importanți, nu reprezintă mare lucru. Pentru că eu am fost și în țări în care turismul înseamnă foarte mult. Și din alea mari, gen Italia, Spania, dar și din alea mai mititele și mai sărace ca România, cum este Grecia și Portugalia. E, vreau să spun că în ceea ce privește Italia și Spania nu o să vezi nicăieri meșteri populari care să facă așa și de multe ori nu o să vezi nici sunt foarte rare și promovările și distracțiile oferite cu ceva ansamblu folcloric sau ceva. Dar dacă mergi în Grecia sau în Portugalia, constați că marea majoritate a celor care, turiștilor care merg acolo nu se duc la așa ceva. Da, se duc să vadă la portughez fado, dar e altceva, nu este folcloric. E pentru haute couture. Da, exact. E altă specie. Merge. Deci, practic, nu vom rezolva mare lucru ducând rapsozii și meșterii populari. Nu vom atrage fantastic. Deci trebuie să găsim altceva. Sigur că acel altceva intră în competiție cu țări al cărui turism e pus la punct și au tot felul de chestiuni care îți umple timpul și am foarte bine spuneam că am umblat destul de mult în lumea asta, cel puțin în Europa, și constat că atunci când te duci într-o zonă, nici nu ți ajunge întotdeauna timpul ca să vezi tot ce-i de văzut și ceea ce ți se oferă. Deci, cred că e o greșeală, e o chestie rămasă în capul nostru că vom promova România cu olari, cu pielari cu meșteri sculptori și cu dea, cu bundiță și cu poate că e și asta o sarmale, formă. Cu sarmale și doar că Italia sigur nu scoate pe unchiul Geppetto din atelier și îl pune în stradă la un târg, na, cu siguranță să-l facă el pe Pinocchio 1, Pinocchio 2, Pinocchio 3. Nu cred. Ah, nu, te duci. Ei nu fac așa ceva. O să cumperi din ele, chiar dacă unele sunt făcute în China, ca și la noi de altfel. Da. Ei bine, deci practic, faptul că Ministerul Turismului încearcă să se adreseze operatorilor de tur, în fine s-a ajuns acolo unde trebuie. Pentru a avea turism cu adevărat, ca să se și simtă, trebuie să lucrezi cu mari operatori de tur, care îți aduc câteva mii de... Pe o infrastructură foarte bine pusă la punct. Asta nu avem, infrastructura avem și nici nu avem un produs diversificat. Dacă stai între vama și gura humorului de 3 ore în trafic, nu se mai trebuie tur operator. Deci îți dai seama că ăla îți vine un operator mare, nu pot să dau nume din bani sau așa, să-ți aduc aici ca să-i canonești. Vine o dată, a doua oară nu mai ajunge. Exact. Deci, că e greu. Și sau ajunge cu un număr foarte restrâns care își permit să plătească elicopter. Da. Dacă vor sample de activitate turistică nepromovată, însă suficient de bine gândită și expusă, să se uite pe pagina dumneavoastră de Facebook și să găsească acolo cum arată piața de pește din Istanbul. Din Salonic, nu din Istanbul. Dar e totul altceva. Și e un univers întreg. Acolo, asta e spectaculozitatea. Dacă mergi la prima oră, acolo vezi pe de-o parte că vin cei de la restaurante și cumpără totul proaspăt, totul așa, dar și oamenii de rând se duc și își cumpără ce au de... Deci, la noi se duc la... Și foarte important. Ăștia se aprovizionează de la metro. La prețuri la care până și românii și-ar permite acele sortimente de pește. Nu mai vorbesc de calitate. Chiar dacă sunt exprimate în euro, care toate sunt în euro. Da, față de
de prețurile din România, prețurile de, din piața de pește din Salonic sunt mai mici. Sunt mai mici, da, corect. Și atunci... Bun, acum că... sigur că o să spui mai mult, sigur, dar acolo au pește resumnat. Greșit, da. Foarte greșit. Că și noi avem da, iazuri, da, salva de iazuri fălticenene, slavă Domnului. Și avem pește care se vinde azi cu 70, 80, 100 de lei kilogramul. Da, ceea ce e aberant. Unde găsești? Pe lista dumneavoastră n-am văzut un 20 de euro per kilogram. Nu, nu este și... Da, asta este situația. Deci suntem departe, de, de a putea să concurăm pe piața aia. Sigur că este un obiectiv pe care România ar trebui să-și-l propună, pentru că potențialul este. Ai văzut că s-au întâmplat niște lucruri deosebite. Gen... Oradea și gen tururile pe Cluj, Sibiu, Brașov, zona aceea, cu bisericile săsești fortificate, cu... acolo este creștere serioasă și acolo vine aia cu avionul și poate să circule și poate să vadă. De exemplu, la Oradea sunt aia care merg cu croazierele pe Dunăre, opresc într-un loc în Ungaria, îi bagă în autobuz și aduc să stea o zi în Oradea pentru că au ce să vadă acel fond fantastic arhitectural secession care a fost renovat. Dar la noi ce sunt? Acum, asta este culmea naționalismului, să sărbătorești Ziua Națională a României în Ungaria. Păi eu voi face chestia asta. Mergem mai departe subiectul al cincilea. Ce referitor la fostele septice, v-am ascultat în mașină, pe Facebook, într-o dimineață, comentând acest subiect. Mie mi se pare subiectul cel mai abracadabrant al săptămânii. E o nebunie până la urmă toată, pentru că de fapt să vrei să pui taxă pe ce? Pe Prahad? Mi se pare o tâmpenie în condiții în care, uite... Este dreptul ucitor. A venit hotărârea asta de guvern 714 din mai 2022, care prevede obligații și sancțiuni usturătoare pentru proprietarii de spații dotate cu fose septice care nu se conformează. Adică 100 de milioane e amendă. Deci este enorm. Bun, acum, din capul locului, România se află într-o situație cumplită, are o poluare fantastică, între altele, a pânzelor de apă freatică, datorită faptului că nu există sisteme pentru de apă și canalizare așa cum trebuie, care să preia totul, să le trateze și așa mai departe. Dar problema celor cu fose septice este una de fapt minoră în acest context, pentru că marea majoritate, majoritatea zdrobitoare, sunt cei care n-au nici fosă septică. Deci, cred că 40% dintre locuințele individuale din țară și poate 80% dintre cele din mediul rural nu au absolut nimic. Au căcătoarea în spatele casei și, sigur, că au mașină de spălat și dau drumul la apă acolo, în curte. Și sigur că aia intră cu tot cu substanțe, cu nitriți, nitrați chimice și tot, plus alea biologice de la graș, așa, intră toate în sol și ajung în pânza de apă freatică. De asta, în marea lor majoritate, fântânile de la țară nu mai au apă potabilă. Da? Bun, deci principala, pe ăștia nici nu i-am considerat, dar ar fi și culmea. Ăștia, în schimb, au o mare problemă, pentru că și în clipa în care sunt în general familii nevoiașe, pentru care chiar când va apărea rețeaua de apă și canal, va fi foarte complicat. Racordarea va costa prea mult pentru ei. Îți faci instalație și în casă, plus racordul, plus aia. S-a zis că o să vină statul și o să îi racordeze gratuit, nu știu ce. Dar va fi impactul fantastic, pentru că, bun, era, să zicem că le-ai făcut, i-ai racordat gratuit. Dar în clipa în care îi vine factura să plătească... Să plătească. Pe sigur, că tratarea apelor costă. Hai să fim serios. Se cât intră, atât iese. Exact. Asta e regula. Da, bineînțeles. Că dar n-are cum să spună contor la apa uzată. Bun. Și mi se pare că e totuși o proporție acolo. Bun. Deci acolo este problema. Să-ți faci că altcumva nu vei fi niciodată conform cu normele europene dacă nu ai un astfel de sistem. Cine face treaba asta până la urmă tot? Păi acum revenim la punctuala știre. Garda. Deci practic în clipa de față ordonanța vine și spune toți cei care au
fose septice, trebuie să se ducă să o declare și să prezintă un contract cu o firmă de specialitate. Nu o să se întâmple niciuna înceartă. Da, acum, deci ce se întâmplă? E vorba de fapt de aia care au construit case noi. Ok, nu mai dă nimeni pe bază ce? Certificatul de urbanism, autorizația de construcție? Exact, presupune rezolvarea problemei astea, dacă nu este rețea de apă canal, trebuie să îți faci o fosă septică conformă. Unde pui că marea majoritate numai conforme nu sunt, că alea conforme alea costă o grămadă de bani. Dar acum, ăștia care au făcut case noi și sunt destul de mulți, unii care au lucrat pe afară, alții care s-au mutat din orașe în zona limitrofă, în comune metropolitane sau nu? Sau mai puțin metropolitane, ăia au așa ceva. Dar e aberant să-l pui să se ducă, să se înregistreze și pe de altă parte faptul că încheie un contract cu o firmă de specialitate care se ocupă de chestia asta, nu dă nicio garanție, că tu poți să ai contract să nu-i chemi, știi, să dai drumul când e prea plin, să dai drumul la apă în curte, nu? Că e și multă apă uzată, care nu e numai rezidu sub formă de noroi, de la care trebuie să ți-l scoată. Da. Sau, dar de ce să mă obligi să fac contract cu o firmă, că până la urmă eu pot să apelez la oricare din firmele, că sunt mai multe, să vin să-i chem când au nevoie. Dar în sine cred că, până la urmă, este o abordare de-asta nesănătoasă, care, într-un final, se va lăsa poate cu niște amenzi. Dar acum ajungi la problemă, că, de fapt, eu cred că încă o lungă perioadă de timp, hotărârea asta de guvern va fi o literă de reglementare moartă. De ce? Pentru că nu se știe cine va face această verificare. Dacă pui garda de mediu, nu are capacitatea, că sunt puțini și au problematică mult mai gravă și mai complexă. Nu poți să-l pui să umble din poartă în poartă, în Șcheia, de exemplu, și să vadă, bă, dar tu ai, prezint aia. Bun, atunci, în condițiile astea, te gândești că autoritățile publice locale, care, pe de-o parte, îi vai de mama lor, pe de altă parte, nu cred că se va duce primarul care este doritor de voturi. Nu pe primar, pe ăla de la urbanism îl trimite. Da. Și ăla așa în jurături, poate și niște șuturi, pentru că n-are ce căta pe acolo, fiindcă a dat autorizație. Da, omul a venit, a respectat un plan. Deci, problema asta e departe de a fi rezolvată și în orice caz e vorba de problema de mediu privind pânza de apropiat. Și povestea cu arsul resturilor vegetale în curte, interdicție, da, că vezi, deci, suntem departe de fapt, nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă absolut nimic. Da. Doar se dă câte o știre când se apropie sezonul, nu, că s-a mers, că nu știu ce, dar cine să le oprindea? În părțile oamenilor, focul ăsta se practică, da, este, cu supraveghere, cu nu știu ce, dar nu-i că în mod normal, regula așa spune, frate, nu ai voie nu să ai arzi voie, da, resturile în câmp. Și gândește-te că sunt cantități mari de resturi vegetale pe care alții, dacă nu le arzi, nu ți le ia nimeni. Da, bineînțeles. Și luatul costă. Bun. O grămadă de bani. Punem punct aici emisiunii. Mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea. Mulțumim că ne-ați urmărit. Toate cele bune. Până data viitoare.